Jean Amadou Tigana s-a născut pe 23 iunie 1955 în Mali și până se devină antrenor a jucat fotbal ca mijlocaș în Franța. Cariera de fotbalist profesionist a lui Tigana debutează la Toulon în 1975, însă fotbalistul avea să mai treacă și pe la cluburile Olympique Lyon, Girondins Bordeaux sau Marseille, obținând importante rezultate în competiții. De pildă, cu Bordeaux este campion al Franței în 1984, 1985 și 1987, iar cu Marseille în 1990 și 1991, dar și câștigător al Cupei Țării în 1986 și 1987. În echipa națională a fotbaliștilor din Hexagon, Tigana este prezent de 52 de ori și printre marile performanțe alături de coechipieri se numără și câștigarea în 1984 a campionatului european organizat în Franța. Pentru francezi, urcarea pe poziția a treia a podiumului la campionatul mondial din Spania 1982 reprezintă o altă performanță, un esențial aport al lui Tigana. Cariera de antrenor a sportivului cu tatăl din Mali și mama franțuzoaică numără de asemenea performanțe notabile. Vicecampion al Franței cu Olympique Lyon în 1995, campion național și câștigător al trofeului campionilor în 1997 cu AS Monaco, ori câștigător al Cupei Turciei în 2006 și 2007 și al Supercupei în 2006 cu Beşiktaş.